Mădălina, îți mulțumim pentru aceste informații. Atacul recidivistului de la Brăila, care și-a ucis iubita cu poliția la poartă, a fost surprins de camerele de supraveghere montate în curtea locuinței. O crimă așadar anunțată. La fel cum a fost și asasinarea Alexandrei Moceșanu la Caracal. Și la fel ca și în acel caz, pe brăileanca Rădița Dumitrașcu nu a salvat-o nimeni. Deși femeia apucase să sune la 112 ca să ceară ajutorul poliției, oamenii legii au stat la poartă. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Acestea sunt ultimele momente dinaintea atacului. Rădița Dumitrașcu era baricadată în casă și suna la 112. Cerea cu disperare să fie salvată. Pe imagine se observă bărbatul cu care urma să se căsătorească, Dumitru Lalu. Era nervos și hotărât să o ucidă. A încercat să intre pe una dintre ușile locuinței. Cel mai probabil, femeia opunea rezistență din interior. Afară, la ușă, Dumitru Lalu apucă un cuțit și își face curaj. Se taie în palmă, apucă arma și intră pe cealaltă ușă. Nu a mai ieșit. În casă a urmat o luptă corp la corp. Bărbatul și-a atacat iubita în continuu cu cuțitul. La necropsie, medicii legiști au găsit pe trupul femeii mai multe lovituri, escoriații și tăieturi. Rădița a încercat să se apere și a apucat la un moment dat lama cuțitului. Călăul său era însă mult mai puternic. Două lovituri au fost mortale, una dintre ele în spate, care a secționat artera pulmonară. Apoi, cu același cuțit, Dumitru Lalu s-a sinucis. Nu a lăsat niciun bilet de adio, așa cum a făcut atunci când a vrut să-și ucidă fosta soție în București. Dumnezeu să fie alături de tine, te-am iubit și te voi iubi mereu, atât a fost scris, o iau cu mine pe mama ta, ai grijă în viață, adio! În februarie 2017, cealaltă victimă a scăpat cu fuga, iar Dumitru Lalu a fost prins, arestat și condamnat. Eliberat condiționat în 2022, Lalu era teoretic supravegheat de Serviciul de Probațiune București până pe 14 august 2025. Avea mai multe obligații, dar și statul, prin acest serviciu, era obligat să-l monitorizeze pe Dumitru Lalu. În realitate, nu știm dacă ofițerii de probațiune l-au verificat vreodată pe bărbat. Așa cum nu știm de ce 4 polițiști cu adresă exactă nu au deschis poarta din localitatea Mircea Vodă, acolo unde o femeie era măcelărită de partenerul de viață, sau ce șef a anulat intervenția la caz atunci când au găsit poarta încuiată. Rădița Dumitrașcu avea 44 de ani. Pe 10 iunie la ora 12:31 a sunat la 112 și a cerut ajutor. Polițiștii au găsit-o moartă aproape după 24 de ore.